O părere care ne interesează, evident, și ne interesează pe toți, părerea astrologilor. Colega noastră, Alina Bădic, va fi în câteva secunde în legătură directă cu noi, pentru că perioada aceasta marcată de eclipsa de soare este denumită de astrologi perioada portal, cea în care trebuie să ascultăm mesajele care vin din univers. Este un prilej de decodare și de decriptare al acestor mesaje. Bună ziua, Alina Bădic, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua, Laura, cu mare drag. Alina, suntem interesați să decriptăm mesajul pe care ni-l dă Luna astăzi, traversând prin fața Soarelui, și te ascultăm. Foarte importantă, Laura, această eclipsă de soare este într-adevăr o eclipsă parțială deosebită. De ce este o eclipsă specială? Voi spune câteva cuvinte pe scurt. În primul rând, începe perioada portal până pe 8 noiembrie. Trebuie să ascultăm în fiecare zi mesajele care vin din univers. Practic, karma se descarcă, voi explica și de ce, pentru că această eclipsă, adică conjuncția luminarilor alături de nodul sud în Scorpion, are loc pe acest semn al finalității, ceea ce înseamnă că se descarcă această karmă de o manieră de necontestat. Au loc reevaluări ale noastre din alte vieți și din viața actuală, plăți karmice, este ca și când practic ne aflăm în fața unei comisii astrale care spune: știu ce ai făcut altă dată și îți voi spune cine ești. Este un lucru foarte interesant să nu ne supărăm orice ni s-ar întâmpla în această perioadă, pentru că totul ne vorbește de fapt despre ceea ce suntem noi. Cine suntem noi și cam ce am făcut din totdeauna. Deci nu ne supărăm, nu ne tulburăm. Ce persoane apar în această perioadă în viața noastră? Este foarte interesant să vedem cam cu ce mesaje vin. Spuneam că nu este o eclipsă obișnuită, deci ea are loc concomitent cu prezența lui Jupiter pe primul grad din cele 360 de grade câte are cercul zodiacal. Asta înseamnă că este o perioadă, adică sunt câteva zile foarte favorabile începuturilor. Începeți ceva, indiferent ce, într-un domeniu în care nu ați mai activat de mult sau poate chiar într-o zonă în care v-ați plafonat, dați startul la ceva. Deci este foarte important în această perioadă să începem lucruri. Este mare lucru ca eclipsa de soare care are loc pe fenomenul de lună nouă, da? Deci favorabil începuturilor, concomitent cu Jupiter pe primul grad din prima zodie din zodiac. Cei care știu să înceapă ceva în această perioadă vor avea foarte mult de câștigat, dar repet, într-un domeniu în care nu au mai făcut multe lucruri de mult. Deci o perioadă propice începuturilor, iar dacă ni se va pune în față oglinda, trebuie să știm că ea e una inevitabilă, nu avem cum să ne modificăm, e vorba despre plăți karmice, după cum spuneai tu. Exact, plăți karmice de mare forță, este bine să înțelegem cine suntem cu adevărat, este o șansă. Eu aș vedea-o ca pe o șansă unică de a vedea cine suntem. Nu putem să spunem chiar concret, pentru că depinde de fiecare în ce situație se află, dar oricum vor fi intersecții cu persoane, cu evenimente, cu acțiuni. Iar al doilea element de mare forță, aș mai vrea să vorbesc un minut despre el, este conjuncția celor doi benefici, Neptun și Jupiter. Neptun a mai fost în poziția asta în domiciliu, în semnul divinității din 1848, deci este o perioadă de mare forță și de mare intensitate. De aceea au loc descărcări karmice vechi. Nu doar astăzi și mâine, toată perioada de vreo 2 ani și încă vreo 4 ani mai ține, 3-4 ani, dar astăzi este o zi portal, după cum spuneam, și va mai fi și pe 8 noiembrie, de fapt 7-8-9 noiembrie. Zilele portal sunt zile în care Universul ne dă șansa să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Deci se echilibrează lucrurile. Practic, vezi mult mai concret unde ai greșit în funcție de evenimentele cu care te intersectezi. Ceea ce te enervează cel mai rău astăzi, dar și ceea ce te bucură cel mai mult, arată cam unde ești restant și cam unde ești premiant. Da, foarte plastică exprimarea ta. Acceptarea este o chestiune extrem de dificilă în zilele noastre, din punct de vedere atât global cât și personal. Ne e foarte greu să acceptăm, vrem să schimbăm, vrem să modificăm, vrem să se încheie lucruri care se pare că încă mai durează, fie că e vorba despre conflicte sau despre situații mai mici, situații personale
Ce ne spune perioada asta despre lecția așteptării, Alina Bădic? A acceptării. Este foarte importantă acceptarea, Laura, foarte importantă. Ai spus un lucru minunat, în egală măsură dacă vine la pachet și cu o reevaluare spirituală. Avem trei planete retrograde zilele acestea, Jupiter, Marele Benefic, Uranus, care este planeta inteligenței spirituale, și Neptun, care reprezintă filonul cu divinitatea. Ceea ce facem noi și este plăcut lui Dumnezeu, că până la urmă fără Dumnezeu nu suntem nimic și nici nu avem nimic. Deci este o perioadă în care dacă nu are loc reevaluarea spirituală, adică ce înseamnă asta? Cum să adaptăm planul concret? Pentru că trebuie să trăiești, sigur, să faci activități concrete, să mergi la serviciu, să achiziționezi lucruri, dar cum să adaptezi planul concret planului subtil spiritual, planului divin? Practic să înțelegi la nivel spiritual unde te afli. De ce ți se întâmplă anumite necazuri? De ce anumite situații? De exemplu, cine știe să evalueze zilele acestea corect, indiferent cât de triste pot fi zilele acestea, nu pentru toată lumea sunt vesele, sigur că da, este mare lucru, pentru că dacă ești supărat sau ai o problemă și o evaluezi corect, există șansa să nu mai ai niciodată. Pentru că tu ai înțeles de ce o alegi. Acționezi în consecință. Avem nevoie de semne, de aceea suntem tentați să acordăm acestor fenomene rare, cum e eclipsa de astăzi, conotații speciale. Semnele ne pot ajuta să înțelegem mai bine, ne pot ajuta să ne schimbăm, dar lecțiile, după cum spuneai, trebuie învățate și comportamentul trebuie schimbat pe perioade lungi pentru a da roade, nu? Foarte bine, așa e. Da, da. Degeaba ne schimbăm doar astăzi și așteptăm ziua de astăzi. Da, este o zi portal, repet, chiar interesant de observat în perioada asta până pe 8 noiembrie, inclusiv visele sau stările pe care le avem sau enervările. Oricum este o perioadă în care bine este să nu ignorăm absolut nimic. Dacă nu suporți ceva, dacă nu-ți place ceva, dacă nu te mai simți bine într-un context sau alături de cineva, este bine să analizăm situația, pentru că nu este deloc întâmplător ceea ce simțim. Iar această, să-i spunem așa, reevaluare poate veni la pachet cu un soi de tulburare, sigur, adică poți să ai stări de anxietate, de nervozitate, să fie teamă. Și încă ceva, de ce ne este teamă zilele acestea până pe 8 noiembrie, de fapt vor fi 3 zile, 7, 8, 9 noiembrie, mai de intensitate mare? Bine, în astrologie, pentru că vorbim despre o tranzitare grea a planetelor, nu putem spune fix o zi, evident că este o perioadă plus minus câteva zile. Dar în orice caz, descărcarea maximă este în ziua în care se întâmplă eclipsa sau depinde. Mai este, de exemplu, o zi foarte importantă, portal, pe 23 noiembrie. Atunci când iarăși vom avea ocazia să analizăm, este reluarea oglinzii astrale care a avut loc pe 12 aprilie, în care chiar vom putea să vedem așa, într-o acuratețe incredibilă, cine suntem noi de fapt, dar noi în raport cu Dumnezeu, nu noi. Am tot auzit expresia asta, să te iubești pe tine, dar cred că a fost un pic greșit înțeleasă, să te iubești pe tine nu în sensul egocentric, ci în sensul de a te apropia de planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl are cu tine. Deci noi acum avem șansa minunată de a ne apropia de Dumnezeu, de la o vorbă bună spusă unei persoane în suferință, de la o milostenie, de la o, nu știu, rugăciune, până la, nu știu, propria înțelegere a defectelor și, nu știu, corectarea viciilor sau lucrurilor care se îndepărtează de Dumnezeu, toate acestea înseamnă să se intri pe karmă. Ceea ce voi astrologii numiți portal sunt pentru noi profanii porți deschise către lumi în care, dacă fie că credem sau nu credem în aceste lumi, ele pot și au o influență asupra noastră. Oamenii se bucură când văd eclipse de soare, dar este într-adevăr un motiv de bucurie sau mai degrabă ar putea să fie văzut ca un prilej de meditație? Eclipsele, în general, sunt configurații astrale karmice, pentru că ele presupun intersecția luminarilor, adică soarelui și a lunii, care este foarte importante într-o temă astrală, cu nodurile lunare care au componente exclusiv karmică. Deci vorbesc despre ceea ce am făcut noi altă dată.
Ca atare este într-adevăr, Laura, foarte important să medităm și să ne urmărim, să ne supervizăm ca și când am fi în afara corpului, practic, și să vedem ce ni se întâmplă, ce trăire avem, cu ce zone empatizăm, simpatizăm, nu știu, ce-ți place să faci în aceste zile. Sportul astral, da, în sensul că universul îți dă șansa, e mai mult cu ochii pe tine decât în mod normal și îți dă puțin șansa mai mult decât de obicei să înțelegi ce greșele ai făcut, unde ești, cum spusese mai devreme, premiant și unde ei te apreciază foarte mult. Oamenii cu care comunicăm în aceste zile sunt oameni care înseamnă ceva într-un fel pentru noi. Mulțumesc foarte mult, Alina Bădic, pentru acest ghid de traversare spirituală, astrologică, altfel, a acestui moment important, special, pe care l-am trăit astăzi, eclipsa de lună, care a putut fi văzută foarte bine pe cerul Bucureștiului. Cei de la Observatorul Astrologic Astronomic vorbesc despre imagini spectaculoase care au făcut ca mii de oameni să se uite către cer. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi astăzi. Ne revedem mâine de la ora 13 la